Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de bine. Astăzi suntem alături de profesorul Trăsnit, Eric și Andreea, de la canalul Profesorul Trăsnit și de la Fun Science România. Bun, și astăzi o să facem un experiment foarte, foarte tare, bine. Este vorba despre un dita mai vulcanoiu exploziv. Îl mai ții minte, Andreea, am făcut un... Chișinău! Chișinău a bubuit de lei și spumele. Da, o să bubuim toată curtea asta, din curtea lui și nu o să... Încercăm să facem asta fără să afle. Da, 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 sigur, sigur, stai liniștit. Fără să afle vecinii. Și dăm drumul la câini. Avem nevoie de... ochelari de protecție. Mânuși de protecție. Detergent de vase. Spumă poliuretară. O sticlă de bulion. O sticlă de oțet. Și mult bicarbonat de sodiu și apă. Și un sac de protecție. Bicarbonat! Un sac de protecție ca să nu facem foarte mult dezastru. Protejăm. Așa zic toți. Primul pas, ochelarii și mărușile de protecție. Go, 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 go. Deci, mărușile de protecție. Avem. Ce trebuie să faci acum? Spuma poliuretană și mare grijă, pui de jur împrejur, uite așa, până faci și până sus. Trebuie să nu depășești sacul. Trebuie de jur împrejur. Și să fie lipit de sticlă. Practic, noi creăm acum vulcanul. Asta e roca. Exact. Da. Și acum așteptăm aproximativ un sfert de oră până se dorește vulcanul. Unde s-a uscat spuma asta și acum o să punem substanțele în sticlă. Punem întâi, ce punem întâi? Să pun un sfert de sticlă. Pune pe tot. Un sfert. Pe tot. Dacă îl pui pe tot, nu mai iese, domnule Savan. Da, perfect! Așa, bun, și acum ce punem? Apă! Apă, toată? Nu. Perfect. Și tot bicarbonat. Oh. Tot bicarbonatul cât avem aici? 200 de grame de bicarbonat, frate. Al doilea plic. Da. Treilea. Vreți să ne riscăm și cu colorant? Da. Da. Da? Serios? Da. Oh my god. Te duci să-l iei? Albastru. Să roșu. Și al patrulea. Foi. Gata. And now, mai trebuie puțină apă, domnule Savan. Stai așa ușură să nu uităm acolo în lucru. Stop. Now, te trebuie un băț să amestecăm. Stop, 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 stai, că nu e foarte roșu. Hai de capul meu, ajunge că murim. Da, așa, ca să-mi sară mie în gură. Da. Hai, domnul da. Gami. Hai, frate. Atenție. 10. Hai, 9. 5. 8. 4, 3, 2, 1. Ochelarii! Ce fraier! Ochelarii! Ce fraier! Ați avut ochelari la ochi? Direct în nas să intrăm! De-aia trebuie ochelari de protecție! În cazul în care vă intrăm în nas! Înțelegeți de ce trebuie așa ceva? Ochelari de protecție, pentru că altfel vă puteți ajunge. Mai pune! Mai pune! Mai pune! Bățul ăla! Nu m-am urgărit! Nu, Spooky, vezi să nu dai pe noroi, te rog! Ce faci? Spooky, vezi să nu dai pe noroi, te rog. Bun, deci ați văzut acum a fost o reacție chimică dintre oțet, bicarbonat de sodiu și săpun, care au făcut o reacție și au bubuit și l-au stropit pe Spooky. Și pe mine puțin. Și da, sper că v-a plăcut episodul, aveți canalul lui Profesorul Trăsnit în descriere. Dacă vreți să vă abonați, eu vă recomand să o faceți, pentru că pe canalul lor găsiți experimente foarte, foarte tari. Eu am fost Gami, alături de Profesorul Trăsnit, Eric și Andreea, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa! Știință!